Și când toți webkizii se adună afară și se joacă diverse jocuri fantastice. Ce frumos miros aceste flori. Acesta este al treilea episod din emisiunea A Happy Family Show. Și ne-am gândit cu toții să vă arătăm cum ar trebui, cu ce ar trebui să ne îmbrăcăm afară înainte să ieșim primăvara. Câteva activități pe care le-am putea face și alte multe și alte lucruri diverse. Bun, să începem. Cu ce am putea îmbrăca? Eu v-aș sugera să vă îmbrăcați cu o fustiță pentru fete, pentru băieți, niște pantalonași, o fustiță cu un cordon drăguț, o vestuță cu năsturaș și o bănetuță. Sunt hainele făcute de mine, am lucrat atât de mult la ele. Și să începem lista cu ce am putea face noi primăvara. Nu? Nu? Da, eu asta zic. Hai, deci primăvara m-am gândit că am putea ieși la picnicuri. Să vedem. Oh, bună, Amy! Bună! Hei, Amy, ce faci? Eu sunt bine, tocmai mă pregăteam să mănânc. Bun, vreau și eu să mănânc cu tine. Îmi dai voie? Da, sigur! Ce măr gustos! E foarte, foarte gustos! Pa, pa, Amy! Mulțumesc că ne-ai lăsat să mâncăm cu tine la acest picnic fabulos! Pa, pa! Bun, haideți să vedem ce mai putem face primăvara. Ce-mi place mie primăvara să fac foarte mult este să mă joc cu ceilalți webkins, mai ales cu familia mea, pentru că am frați și surori de o seamă cu mine. Haideți să vedem. Am ajuns. E minunat. Și chiar cred că e frumos. Bun, să vedem ce webkins sunt pe aici. Oh, iar Amy, bună Amy, iar! Bună, ați venit și voi să vă jucați? Da, am venit! Hei, Cody! Oh, bună, ești cu camere video, ce tare! Păi ți-am zis că fac o emisiune. Da, e foarte pricepută în emisiune. Bun, ce vrei să ne jucăm? Păi, eu sugerez să ne jucăm Prinselea! Yay, prinselea! Haideți! Vreți și voi? Haideți, vă rog! Bine, eu vă prind! Nu ne prins! Ba, vă prind! Cody, tu ești! Da! Oh, da! Eu sunt iarăși! Am o altă idee, haideți să ne jucăm cu mingea! Oh, mai bine! Mult mai bine! Ok, hai, mă duc eu să iau mingea! Am luat-o! Haideți! Amy! Oh, da! Ups, a căzut mingea! Of, băieți, scuze, eu nu mai pot să stau, trebuie să mai filmez puțin. Ei bine, pa! Pa, sperând să mai vii. Da, și eu sper la fel. Ei bine, acesta este cel mai frumos lucru care se poate face primăvara, să te joci împreună cu prietenii tăi. Acum, să vedem, mie mai îmi place primăvara foarte mult să mă duc să escaladez muntele și să fac drumeții multe. Chiar aici! V-am prins! Acum mă duc să mă schimb. De fapt, nu mă voi schimba. Sunt aici! Și vom escalada muntele. Nu se vede foarte bine vârful, așa că vom încerca. Vreau și eu, vă rog frumos, ceva. Tina e cea care se ocupă cu escaladarea acestui fabulos munte. Da, bună! O, televiziuni!
zis pe Tina din primul episod. O, da, cum să nu mai știe? Cum să mă uite pe mine, pe Tina? Tina, îmi dai și mie echipament pentru escaladarea muntelui? Sigur, sigur, mă. Așteaptă puțin. Haide să așteptăm. Am adus. Poftim aici. Alegeți ce vrei. Păi, ce să luăm? Eu iau... Nu mă ajută la nimic! Ha, ha, ha! Bacalaureatul de 1 aprilie! Dar nu e 1 aprilie! Nu e episod de 1 aprilie! Nu, nu e, nu e! Lasă-mă să escalade singură! Te las, te las! Pa, pa! Pa. Haideți noi să escaladăm și să o lăsăm pe Tina! Cred că o să ne trebuiască una dintre aceste sfori. Le luăm. Trebuie eu mereu să fac totul. Yay! Nu sunt deloc bine aici. Ajutor! Ajutor! Gata! Am venit! Aici sunt! La păcălit! Ce mai puteți face voi primăvara? Eu zic să faceți puțin jogging. Dacă aveți câine, cu câinele. Eu mă duc să-l iau pe Scotty. Scotty, cățelușul meu micuț. Ham, ham, haideți să mergem, haideți.